presa liberă trecere. Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem din nou la Presa Liberă Trecere. Dacă în ediția de ieri am avut invitați reprezentanții Consiliului Local Municipal din Râmnicu-Sărat și am aflat care a fost activitatea și care au fost proiectele supuse dezbaterii pe parcursul acestei veri, astăzi vrem să aflăm care este activitatea și care sunt proiectele incluse în agenda domnului primar. Deci este prezent domnul primar, domnul Sorin Cârjan. Îi spunem bun venit la Presa Liberă Trecere, la un alt sezon Presa Liberă Trecere. Bine ați revenit, domnule primar. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bine v-am regăsit. Sper să fie o ocazie potrivită și pentru noi și pentru dumneavoastră să ne revedem după această vară lungă și să facem pentru râmniceni o retrospectivă a ceea ce a însemnat activitatea administrației locale în ultimele luni. Atunci, cum au evoluat lucrurile în administrația publică locală pe parcursul acestei veri? Care au fost investițiile de amploare care au fost realizate sau care sunt proiectele semnificative care ar putea fi realizate în perioada următoare la Râmnicu-Sărat? De la bun început ar trebui să le precizăm râmnicilor sau, de fapt, să reluăm o temă, aceea că dacă se așteaptă peste noapte la investiții majore la Râmnicu-Sărat, e bine, lucrurile acestea nu se pot întâmpla, pentru că vorbim de veniturile proprii, de mijloacele practic care ne sunt cele mai la îndemână, nu putem acoperi toate nevoile comunității. Cum bine știți, există o luptă contra cronometru pe care administrațiile locale în ultimii ani o desfășoară, aceea de a atrage fonduri. Suntem o comunitate prea mică și mult prea săracă pentru a putea, cum spuneam, să ne dezvoltăm în ritmul pe care cu toții ni l-am dori, doar din veniturile proprii. Așa încât de 2 ani de zile ducem o luptă contra cronometru, cum spuneam, pentru a reuși să ne încadrăm în termene, să reușim să depunem toate documentele care sunt necesare în perspectiva accesării unor fonduri europene. Și stăm bine, chiar săptămâna trecută am mai depus un proiect, o să le trecăm în revistă pe toate la un moment dat. Un proiect care vizează creșterea calității locuitorilor din zonele marginale. Este vorba de un proiect de peste 4 milioane de euro. Are două componente, străzi și locuințe pentru tineri. Am reușit, credem că este o performanță în aceste condiții, am reușit să depunem practic la toate termenele care au fost pe fiecare axă deschisă toate proiectele care îl puteam accesa. Nu sunt multe administrații care au putut să facă lucrul acesta. Le mulțumesc tuturor colegilor care au depus un efort deosebit pentru lucrul acesta. Doamne secretar, pentru că iarăși și consilierilor municipal, pentru că a fost o vară fierbinte, i-am chemat numai luna aceasta de 4 sau de 5 ori. Nu este ușor, cum spuneam, sunt proceduri pe atât de clare, pe atât de sofisticate și la un moment dat avem nevoie, practic peste noapte, să dăm hotărâri, să aprobăm hotărâri în așa fel încât aceste proiecte să meargă mai departe. Vreți puțin să detaliați acest proiect? În ce zona municipiului Râmnicu-Sărat vor fi ridicate aceste locuințe sociale sau locuințe pentru tineri? Există o diferență? Imediat. O să trag doar o concluzie. Și rog pe râmnicieni să înțeleagă, nu mă deranjează, și o să fac această precizare ori de câte ori va fi necesar. Noi nu avem atâția bani încât peste noapte să vadă niște investiții. Dar ele se vor vedea atunci când proiectele vor ajunge la maturitate, respectiv vor fi parcurse toate etapele. Vor veni investiții la Râmnicu-Sărat de peste 30 de milioane de euro. O sumă foarte mare. Sunt practic 5 proiecte și o să le detaliez pe toate domeniile pe care puteam să le vizăm, să le accesăm. Dacă e să mă întrebați pe mine, și nu doar pe mine, și pe cei care lucrează nemijlocit în acest proces, sunt și alte nevoi de care comunitatea are nevoie, doar că pentru acelea încă nu a venit vremea, nu s-au deschis axe, în așa fel încât, deși râmnicenii suferă din pricina acelor probleme nerezolvate, ei bine, din fonduri europene și din resursele proprii nu le vom putea face curând. Am fost cât se poate de deschis de fiecare dată și am recunoscut și am spus lucrurilor pe nume, în așa fel încât să nu vindem iluzii râmnicenilor. Doar că, cum spuneam, termenele nu ni le stabilim noi, privind implementarea proiectelor, fără îndoială că vor fi proiecte care vor începe anul viitor, sunt proiecte care vor începe peste 2 ani
Și le reamintesc Râmnicenilor că pentru acel proiect așteptat de toată lumea de modernizarea a celor 40 de străzi a fost nevoie de aproape 3 ani. Iată, au trecut 2, cum spuneam, de anul viitor vom începe în implementare și nu sunt doar povești, nu sunt doar proiecte despre care să le vorbim Râmnicenilor, ci sunt concretizate, sunt lucruri care se vor vedea imediat în perioada următoare. O să vin imediat cu răspuns la întrebarea dumneavoastră, mă întrebați ce tipuri de locuințe vom construi. Și care este zona exactă? Este vorba de locuințe pentru tineri. Ele intră în categoria locuințelor sociale, dar, cum spuneam și în precedentele intervenții, nu vor mai fi locuințe sociale în sensul în care credeau până acum râmnicenii, care se adresează unor familii care nu au posibilități. Din contră, se adresează unor familii care au posibilități, sunt interesați să-și întrețină aceste locuințe și, în special, și nu în special, este destinată tinerilor. Aceste locuințe sunt destinate tinerilor. Este vorba de 12 locuințe în fiecare bloc, sunt două blocuri cu 12 locuințe fiecare, 20 de garsoniere vor fi construite și 12 apartamente cu două camere pentru aproximativ 88 de persoane. Nu știu dacă e mult, e puțin, este practic în ceea ce înseamnă locuințe, cea mare investiție care va fi făcută în ultimii 10 ani la Râmnicu Sărat. De asemenea, este doar o componentă a acestui proiect, pe axa 13.1, cum spuneam. Cealaltă componentă este realizarea de drumuri, infrastructură. Este vorba de 22 de străzi care vor fi reabilitate. Valoarea totală a proiectului este, cum spuneam, în jur de 4 milioane și jumătate de euro. Și toate aceste investiții destinate unui singur cartier din Râmnicu Sărat? M-ați întrebat și n-am răspuns, nu. Străzile vor fi în toate cartierele mărginașe, pentru că este vorba de cartierele cu cele mai mari probleme din oraș. Am să fac o paranteză și eu am să vă spun că de 2 ani și jumătate mă auziți și repet tot timpul, a fost și una dintre prioritățile noastre, unul din obiectivele pe care le-am stabilit, acela că am considerat că a venit rândul cartierelor mărginașe. Și acest lucru facem, sunt mai multe proiecte care vizează acele cartiere. La momentul acesta avem peste 130 de străzi neasfaltate. Ele sunt în cele 6 cartiere care practic nu au beneficiat niciodată de asfalt. Iar în următorii 2 ani, maxim 3 ani, veți vedea că mai mult de jumătate din acele străzi vor fi reabilitate prin cele 3 proiecte care vizează îmbunătățirea infrastructurii. Și pe bună dreptate, în ultimii ani, de fiecare dată când în centrul municipiului se realiza o investiție, se auzea puternic vocea locuitorilor din cartierul Alecu Bagdad, din Angel Saligny, din bariera Făcșani. Deci acum a venit și rândul dumnealor. Peste un an, peste doi și dumnealor se vor bucura de infrastructură. La început vom crea o rețea de străzi în aceste cartiere, care vor putea fi aceste străzi, cum spuneam, folosite de toți locuitorii cartierelor, ușor, ușor, inclusiv din venituri proprii, vom reuși, sperăm noi, cât mai curând, asfaltarea tuturor străzilor din aceste cartiere. Pentru că astăzi sunt probabil comune care au toate arterele asfaltate și iată, un oraș ca Râmnicu Sărat nu beneficiază de aceste avantaje. Locuințele vor fi în vecinătatea Serei, deci strada Costieni, vor fi realizate și credem noi că și acea zonă care astăzi este practic un teren viran, va fi astfel modernizată. Un alt proiect, ordinea este aleatorie, am început cu ultimul proiect depus, dar o să revin acum la proiectele care vor avea în perioada imediat următoare. Vom începe implementarea. Colegiul Național Alexandru Blahuță, în sfârșit, săptămâna viitoare probabil va fi declarat câștigătorul și în toamna aceasta vor începe lucrările. Am să vă dau un exemplu. Gândiți-vă că proiectul a fost depus încă de acum 2 ani. Anul trecut, în luna decembrie, am semnat contractul de finanțare și abia după un an de zile intră în implementare. Aici ar fi mai avut cineva un interes să țină lucrările pe loc, așa cum v-am adresat acea întrebare în ediția anterioară? Nu. Deci, cred că trebuie să ieșim din zona speculațiilor. Cred că toți cei care, cei care sunt de bună credință și care, a căror întrebări, chiar sunt absolut convins că sunt sincere. Au primit răspuns și vor primi răspuns ori de câte ori le vor solicita punctul nostru de vedere. Este
o suspiciune prea mare să creadă cineva că noi erim cine suntem lucrați. Nici de cum. Doar că procedurile pe care în anul 2018 în toată România suntem obligați să le aplicăm sunt foarte greoaie. Din acest moment, de la momentul semnării unui contract și până la implementare, durează uneori mai mult decât suntem noi dispuși să așteptăm. Dar cert este un lucru, că lucrările vor începe în toamna aceasta. De asemenea, pentru un alt proiect, reabilitarea cele două cartiere, în Zlanul și Nanghel Salinii, realizarea parcurilor, un hectar în Slam Râmnic și 1,7 hectare în Anghel Salinii. Tot în această toamnă sperăm că vom avea un câștigător și lucrările vor demara. Dacă nu, foarte curând, în primăvara anului viitor. Domnule primar, și legat de reabilitarea colegiului Alexandru Vlahuță, unde vor învăța elevii? V-ați gândit mai departe? Sau... Sigur, da? Că da? Sigur că ne-am gândit, am făcut mai multe. Eu am mai întrebat și în trecut chiar și conducerea unității respective și pe ceilalți reprezentanți ai administrației locale și nu am primit răspuns. Nu s-a luat încă o hotărâre pentru că va trebui să se îndevărăm cu constructorul. Cum nu avem un constructor la momentul acesta cu care să putem discuta pentru că procedura nu a fost finalizată, nu am putut sau nu vom putea lua o decizie. Dar avem pregătite două variante de lucru. Un lucru este cert, că nu vor fi alterate cursurile, calitatea cursurilor la Colegiul Național Alexandru Vlahuță și ambele soluții propuse sunt în avantajul elevilor și al cadrelor didactice. Spun în avantajul în sensul în care, cel puțin pe perioada construcțiilor, care o să dureze mai mult de un an și jumătate, acei elevi vor învăța în condiții normale. N-am să vă spun care sunt cele două variante. La momentul respectiv o să aflați care a fost soluția agreată, acceptată de toată lumea. Dar le dau asigurări în principal părinților și copiilor că nu vor avea de suferit în perioada următoare, din pricina acestei investiții. Ca să nu mai vorbesc că orice sacrificiu din perioada aceasta, fără îndoială că este meritat, peste 2 ani de zile vom avea un Colegiu Național Alexandru Vlahuță care să arate la nivelul calității serviciilor de educație pe care le oferă. Dar cursurile vor începe peste o săptămână, peste câteva săptămână zile, vor începe, da. Clădirea da, existentă? Sigur că da, pentru că o să avem timp până în iarnă să ne pregătim pentru ceea ce urmează, adică reabilitarea colegiului. Ați adus noastră în discuție și înființarea celor două parcuri, o suprafață destul de mare, un hectar în Slam Râmnic și un hectar și aproape 2 hectare, da, în Anghel Salini. Este o investiție de peste 1 milion de euro. Sigur că vor fi cetățeni care o să ne certe și o să spună, dar aruncați banii aiurea, nu trebuia să facem întâi străzile. Și le reamintesc că aceste axe, așa cum au fost ele dedicate, nu le-am gândit noi, ele nu răspund neapărat nevoilor comunității noastre, ci ale tuturor comunităților la nivel local. Sigur că da, avem nevoie de parcuri, nu știu dacă neapărat înaintea străzilor, dar noi nu aveam decât de ales între a accesa sau nu a accesa. Nu puteam să accesăm niște fonduri și să facem cu ei altceva. Adică eu cred că sunt binevenite cele două cartiere care, din punct de vedere al dezvoltării, sunt cu mult în urma restului orașului. Cred că merită cu prisosință aceste două zone. Ca să nu mai spun că imediat vor urma în zonele acelor două parcuri și realizarea unor străzi. Deci pe celelalte proiecte am ținut cont de investiții care vor fi făcute acolo și zonele cu siguranță vor arăta foarte curând altfel decât astăzi. Un alt proiect important pentru noi, pentru că vizează iarăși o comunitate marginală, este reabilitarea Școlii Gimnaziale Dr. Ilie Pavel. Chiar săptămâna viitoare va fi lansată licitația. Vom avea, după câteva luni, un câștigător și cu siguranță și anul viitor și acolo vor începe lucrările. Valoarea proiectului este un pic mai puțin de 1 milion de euro, pentru că este o comunitate unde creșterea demografică este importantă. Am ținut cont de lucrul acesta și am gândit, și toți au fost de acord, și consilieri și cei care au lucrat la acest proiect,
că și copiii acelui cartier merită condiții dintre cele mai bune pentru pregătirea lor pentru viață. Dar ați auzit, ați văzut care este glasul rumnicenilor în ultima perioadă vis-a-vis de reabilitarea acestei unități de învățământ, în condiții în care numărul abandonului școlar ar fi în creștere în unitatea respectivă? Păi este un motiv în plus pentru a le oferindu-le condiții mai bune copiilor, familiilor, să frecventeze cursurile. Sunt absolut convins că există o intercondiționalitate între condițiile dintr-o școală și abandonul școlar. Nu înseamnă că 100% cei care vor frecventa cursurile sau se vor înscrie la începutul unui an școlar vor și finaliza cursurile. Dar fără îndoială, prin implicarea colectivului didactic din acea școală, și trebuie să remarc lucrul acesta, există un colectiv astăzi foarte dispus să se implice în procesul educativ. Sunt absolut convins că rezultatele vor fi remarcabile pe viitor. Un alt proiect deosebit de important pentru noi este pe axa 3.2, creșterea mobilității urbane. Este un proiect de aproximativ 10 milioane de euro. Vizează reabilitarea a 15 străzi cu o lungime de 7,5 km, 12 stații de autobuz, 18 stații intermediare pentru biciclete. Aici este un sistem pe care îl propunem, în care în fiecare din cele 18 stații, râmnicenii vor găsi 10-12 biciclete pe care le pot închiria pentru a se deplasa în oraș. Acum și un vin cu sistem de... întrebarea dacă vom avea și piste pentru folosirea acestora. Este greu să creezi într-un oraș unde infrastructura este practic definitivată nu de ieri, de astăzi, ci de multă vreme, să poți veni cu piste de biciclete, pentru că acelea trebuie să întrunească niște condiții clare. Dar vom gândi un sistem în care pe unele străzi se poate merge într-o direcție, pe alte străzi într-o altă direcție, în așa fel încât, ca și astăzi, că nici astăzi nu limitează nimeni râmnicilor accesul pe bicicletă. Dacă respecti normele rutiere, o poți face, poți merge și astăzi pe străzi din Râmnicu O Sărat. paranteză, dacă o respectă conducătorii auto. Am închis paranteza, e o altă discuție, o vom Fără discuta mâine îndoială cu este un poliția. pericol astăzi peste tot în România, nu doar în Râmnicu Sărat, până și acolo unde există piste pentru biciclete care fac parte din calea de rulare rutieră, de rulaj rutieră, până și acolo există un pericol pentru bicicliști. Mă aștept însă, odată cu creșterea numărului celor care merg cu bicicleta, și conducătorii auto să aibă o altă conduită, mai apropiată de ceea ce ar trebui să fie, mă refer la gradul de atenție pe care ar trebui să-l aibă pe parcursul traficului. Cert este că sunt propuneri moderne de trafic în localitățile urbane. Nu le-am cerut noi, au fost cerințe ale proiectului, ar trebui să ne adaptăm la ele. Iar eu sper ca pe viitor și la Râmnicu Sărat această disciplină în trafic să funcționeze. Proiectul a fost depus de mai multe săptămâni, suntem în faza de clarificare, am răspuns deja la două rânduri de clarificări, urmează și a treia, dar credem că până la sfârșitul anului vom și semna contractul de finanțare. Este un proiect care va aduce mari beneficii comunității locale, pentru că vom reuși astfel, contribuind la dezvoltarea acelor rețele în cartierele marginașe, vom reuși să legăm acele cartiere la zonele centrale și să le oferim posibilitate, să oferim posibilitate râmnicilor din acele zone să folosească transportul urban de călători. Așa cum ați precizat dumneavoastră, toate proiectele menționate vor aduce beneficii comunității locale din Râmnicu Sărat. Fără îndoială, și aceste proiecte sunt gândite să respect, să, să, da, să le ține cont de problemele pe care comunitatea le are, zonele marginale ale orașului le au și răspund practic solicitărilor acelor cetățeni. Cred că astăzi, oricine ar fi condus administrația locală, oricine ar lucra în administrația locală, nu ar putea veni cu altă gândire. V-am arătat în urmă cu un an de zile noua strategie de dezvoltare a orașului al municipalității. Acolo sunt cuprinse toate nevoile orașului, fără îndoială nu putem peste noapte să realizăm toate lucrurile care sunt necesare acolo, dar fără îndoială în acest ciclu
vom realiza anumite obiective, în următorul altele. Și credem noi că dezvoltarea orașului va fi una obiectivă, care ține cont de prioritățile întregului oraș, nu doar a unei anume categorii sau anume zone din oraș. Am ținut să precizez lucrul acesta pentru a nu încerca cineva să speculeze că nu știu ce interes are primarul sau nu știu ce interes au nu știu ce consilier și când s-au ales străzile, s-au ales după niște criterii obiective, nu după cine locuiește pe acele străzi sau în acele zone. Au apărut și asemenea întrebări, da? Tot timpul apar și astfel de întrebări. Nu sunt neapărat răutăcioase, dar aproape că nu pot să dau un răspuns, pentru că, așa cum de fapt ați și văzut, au fost dezbateri întregi, perioade lungi, în care am analizat care să fie cele mai bune variante și la final, când am ales, am încercat să mulțumim pe cât mai mulți dintre rămânice. Domnule primar, în acest sezon mi-am propus să fim cât mai aproape de cetățeni, să le răspundem întrebărilor, sesizărilor, reclamațiilor, problemelor pe care dumnealor le au. Bineînțeles, totul cu decență și toate aspectele primite din partea cetățenilor și telespectatorilor, analizate temeinic pentru a le aduce în atenția administrației locale. Vreau în fiecare ediție să rezervăm câteva minute pentru a răspunde acestor întrebări, ca să-i liniștim pe cei care ne-au trimis întrebări pentru ediția de astăzi. Înainte de toate, vreau să discutăm despre un proiect pentru care și-au dat acordul și consilierii locali zilele trecute. Vreau să discutăm despre măsura pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Sărat și apariția sacului galben. Sunteți de acord? Sunt de acord. Doar să-mi permiteți să mai spun că mai sunt două proiecte. Este vorba de crearea grupului de acțiune local. Este un proiect care va aduce investiții de 7 milioane de euro la Râmnicu Sărat. Să nu spun investiții de 7 milioane de euro, pentru că există și o componentă de reconversie profesională, deci nu practic este o investiție propriu-zis, dar este un proiect la care au participat sute de oameni. Când spun că au participat, au fost dezbateri care au creat o strategie de dezvoltare pe această nouă filozofie a Comisiei Europene de alocare de fonduri și aproximativ 20 de străzi vor fi reabilitate și prin acest proiect. Ultimul, dar nu cel din urmă care are importanță, este un proiect pe POCA, pentru creșterea calității actului administrativ. Vor fi cursuri pe care le vom organiza cu funcționarii din primărie, serviciile subordonate, în așa fel încât pe viitor, cum spuneam, calitatea, ca și obiectiv, calitatea serviciului actului administrativ să crească. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Am să vă rog să reformulați ca să știu de unde focalizez. Consilierii locali și-au dat acordul asupra proiectului vizând acele măsuri pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Sărat. Va apărea sacul galben pe anumite străzi sau pe toate străzile din municipiu? Vor exista acțiuni de informare a cetățeanului? Da. Deja de ieri operatorul a trecut la ridicarea sacului galben, fiind prima zi din noua săptămână. Rezultatele nu sunt spectaculoase, dar oricum sunt peste așteptări. Ieri s-au colectat peste 250 de kilograme de, hai să le spun, produse reciclabile. Dacă e mult, e puțin, nu vom ști. Cert este că râmnicenii pentru prima dată au în față această alternativă de a scoate din gunoiul menajer componenta reciclabilă. Am spus-o de mai multe ori, am să o repet și sper că râmnicenii să înțeleagă că de anul viitor, când se va trece la plata taxei acelea de pentru gunoiul menajer, de 100 de lei pe tonă, costul gunoiului va crește. Ca să nu ne trezim într-o situație, practic, din care nu ne mai putem întoarce și să acceptăm un alt preț la gunoiul menajer, va trebui să scoatem această componentă din volumul de gunoi și veți vedea că va scădea substanțial
volumul de gunoi și inclusiv și cantitatea, vorbesc ca și masă, în așa fel încât vom plăti mai puțin. De anul viitor și legea prevede și operatorii sunt obligați să o aplice, să tarifeze la masă, deci sau la volum, în așa fel, doar a gunoiului de gunoiului menajer. Scoțând aceste reciclabile din cantitatea de gunoi pe care o producem zilnic, va scădea și factura sau va rămâne pe loc, dar practic ne va da posibilitatea să facem altceva cu banii. Nu este ușor, este un mecanism în dinamică. De noi se depinde să avem un oraș mai curat, de noi depinde să plătim mai puțin și la urmă, și când spun la urmă, mă refer la momentul acela în care vom reuși să semnăm un nou contract în urma licitației care o vom finaliza pentru delegarea serviciului de salubrizare, un contract care cu siguranță va avea un preț mai mic, condiții mai bune pentru că vor fi oferite, vor fi recipiente pentru mai toate categoriile de deșeuri pe care le producem în gospodărie. Spuneți dumneavoastră că nu va fi ușor. De ce nu va fi ușor? Pentru că ne confruntăm cu o mentalitate la nivelul populației care nu ne ajută deloc. Nu ne ajută în primul rând pe cetățeni, pentru că nu au răbdare probabil să înțeleagă care sunt beneficiile acestei, hai să zic, muncă. În momentul în care duci un produs la coș, ai putea să duci, dacă este reciclabil, în sacul galben, când va fi momentul, inclusiv pentru componenta vegetală, să-l punem în recipientul care trebuie și când l-am scos la poartă să le avem selectate. Este foarte ușor în momentul acela să le gestionăm, iar la urmă, singura componentă care va fi plătită va fi cea a gunoiului menajer, care, cum spuneam, se reduce substanțial, semnificativ. Vom plăti mult mai puțin în raport cu ceea ce facem astăzi. Iar diferența, cum spuneam, vor merge pe investiții. Pentru că, prin caietul de sarcini, am cerut viitorului operator să modernizeze platformele de gunoi din zona blocurilor. Ele vor fi îngropate. Foarte curând veți vedea modul în care ele vor arăta și atunci veți înțelege că a venit, vorbesc de momentul acela, momentul să scăpăm și de cei care caută în gunoaie și de câinii care de asemenea stau în zona acestor locuri. Chiar astăzi cineva a adresat această întrebare. Ce măsuri se pot lua în privința acelor persoane care se află în zona acestor pubele de gunoi de lângă blocuri și scormonesc în gunoaie? Aceleași măsuri pe care le-am luat întotdeauna și care sunt la dispoziția noastră. Nu sunt foarte eficiente, dovadă că încă sunt persoane care scotocesc în gunoaie și creează un prejudiciu și de imagine și de siguranță locuitorilor care locuiesc în zona respectivă. Cum spuneam, aceste măsuri nu au fost eficiente și nu vor fi până când platformele nu vor fi îngropate. Dar imediat, din momentul acela încolo, lucrurile se vor rezolva. Despre salubrizare nu știu ce să vă mai spun, atât doar să-i informez pe Duncen că se fac zilnic eforturi foarte mari. Întrebam și el pe consilierii locali, mă scuzați, dacă sacul galben se aplică doar în cazul caselor, a celor cei care locuiesc la case sau și celor de la blocuri? În prima etapă doar la case. Urmează însă peste o lună să-l aplicăm și la blocuri. Va fi un pic mai dificil acolo, dar îi rog pe nimeni să înțeleagă și să accepte că altfel nu se poate. Sunt multe lucruri de vorbit despre acest sistem de colectare. Este iarăși o etapă din ceea ce va trebui să avem la nivel local. Poate pe viitor veți realiza o emisiune, pentru că sunteți printre puținii care intrați în casele domnicenilor și le spuneți lucrurile de care au nevoie să se informeze. Le-ar fi utilă o astfel de emisiune în depășirea acestui mare handicap al mentalității colective, care, din păcate, ne face de multe ori ignoranți. Păi, împreună cu noastră, cu reprezentanții administrației locale, ne vom întâlni într-o ediție viitoare și vom discuta despre aceste probleme de mediu, despre gestionarea gunoiului menajer și celelalte măsuri pe care le putem lua noi în calitate de cetățeni. Noi vă mulțumim și așteptăm invitația, fără îndoială că nici ne așteaptă să ne audă vorbind despre aceste lucruri. Vom veni cu reprezentanții tuturor
părților sau factorii implicați, inclusiv poliția locală. Iar la final sperăm să avem, cum spuneam și alte dăți, un oraș mai curat, oameni mai responsabili, cu simț civic și toate lucrurile să meargă în direcția în care cu toții așteptăm. Domnule primar, în această vară am avut foarte multe manifestări organizate la Râmnicu Sărat, multe proiecte culturale, instituțiile de cultură din municipiul Râmnicu Sărat au accesat proiecte prin obținerea fondurilor europene. Am avut zilele orașului Râmnicu Sărat. Cum s-au derulat toate aceste acțiuni? Putem spune că e un oraș viu. Putem spune că oamenii din acest oraș sunt vii și participă nemijlocit la aceste activități. Nu doar factorii implicați, instituțiile de cultură, cum spuneați, sunt parte în aceste proiecte, în aceste activități, ci în întregul oraș, toți râmnicenii sau mare parte dintre râmniceni. Am participat ca în fiecare an cu mare satisfacție la aceste evenimente, parcă de la an la an sunt tot mai mulți aceia care se alătură acestor evenimente. Chiar de curând am avut un festival internațional de poezie, Titel Constantinescu. Au venit oameni în toată Europa și este plăcut să vezi că oameni care vin din afară apreciază orașul, apreciază oamenii de aici și apreciază lucrurile care s-au întâmplat. Pentru că este motivant, cum spuneam, să primești astfel de semnale și să-ți dai seama că nu ești cu nimeni mai prejos decât comunități de oriunde din Europa sau din țară. Legat de zilele râmnicului, în afara faptului că am avut o după-amiază ploioasă în ziua de sâmbătă și nu au putut ieși atâția râmnicini cât ne-ar fi dorit, când ne-am fi dorit și cât ar fi dorit să participe la spectacol de muzică populară. Dar întreaga săptămână a fost plină de evenimente culturale, sportive. Am văzut atâția oameni veniți în concediu la Râmnicu Sărat și impresionați de ceea ce s-a întâmplat, încât la final chiar pot să spun că sunt mulțumit. Plecând de la procesiunea din ziua de 14 august, în care am văzut un număr impresionant de râmniceni pe străzi, îi mulțumesc înalta Sfinției sale Ciprian că s-a deplasat la Râmnicu Sărat. A fost o motivație în plus pentru râmniceni să se alăture acestui eveniment. Dar, cum spuneam, din acel moment și întreaga săptămână, evenimentele au fost cât se poate de pline de ca și participare de râmniceni. I-am întrebat ieri și pe cei doi reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat dacă au avut întâlniri sau dacă au primit semnale din partea râmnicenilor plecați la muncă în străinătate. Știu că anii trecuți primăria organiza asemenea întâlniri cu dumnealor sau dumnealor veneau în audiență la dumneavoastră pentru soluționarea diferitelor probleme. În fiecare an. În momentul în care vin acasă, cei care sunt plecați o perioadă îndelungată încearcă să rezolve problemele. N-aș spune că au venit mai mulți decât în anii precedenți, chiar am avut destule întâlniri, însă au atâta realism în modul în care pun problema, încât îmi dau seama că în momentul în care se vor întoarce și cei mai mulți și-au exprimat dorința să se întoarcă dincolo de poveștile care le auzim, că nu sunt condiții astăzi în România și ei nu se vor întoarce. Nu știu care sunt, în cazul fiecăruia particular, motivele pentru care se vor întoarce, dar nu-i sperie perspectiva de a nu-și găsi un loc de muncă. Credeți-mă că am discutat în perioada aceasta cu zeci de râmniceni plecați. Poate nu un loc de muncă bine plătit, așa cum și-ar dori orice om pentru a avea o viață decentă. Că aici am înțeles că apare problema. Locuri de muncă ar fi, dar nu suficient de bine plătite. Deci eu vă pot certifica lucrul acesta și vi-l poate confirma fiecare angajator de Râmnicu Sărat care are nevoie disperată de oameni pe care să-i angajeze, care se ocupe locul unora deja plecați. Deci oamenii care lucrează de ani buni în străinătate nu sunt speriați de condițiile grele de lucru sau de programul, știu, extins de ore de lucru sau de o plată sub munca, ca și calificare vorbesc, pe care erau obișnuiți. Sunt oameni cu studii superioare, mulți cu studii superioare, care au acceptat o muncă sub, cum spuneam, nivelul și aici opțional. Nu e tristă această situație? În țară nu se întâmplă. Adică am văzut destui părinți, bunici, care plâng de mila copiilor că au terminat o facultate și nu-i angajează nimeni.
Dar astăzi am avut concurs la primărie, s-a prezentat un singur candidat și acela a obținut nota 2. Deci credeți-mă, sunt cât se poate de dezamăgit de faptul că în ultimii 2 ani am organizat cred că peste 10 concursuri care nu s-au ocupat, au participat 1 sau 2 sau 3 și nu au obținut notă de trecere. Adică aș vrea să știu, sunt într-adevăr micenii, cei care au absolvit o formă superioară de învățământ superior, sunt interesați să lucreze în administrație și oprește cineva? Că înainte exista suspiciunea, locurile sunt păstrate pentru fini, nași, cu metri și așa mai departe. Ca să glumesc, au venit toți finii și toți nașii și încă mai sunt locuri. Glumesc efectiv, pentru că românul face haz de necaz, dar sunt, v-am spus, tare necăjit că nu reușim să aducem oameni în administrație, oameni cu noi, cu mentalități, că de altfel spunem că e nevoie de tinerete, nevoie de oameni și știți că sunt un susținător al tinerilor, voi fi întotdeauna, chiar și în momentele în care, să spunem, nu sunt de acord cu anumite derapaje din lucrurile pe care le fac. Dar în momentul acesta, despre asta vorbim, despre locuri de muncă care nu sunt ocupate de niciun râmnician, pe de altă parte ei se baită că nu au... Denotă slaba pregătire, da, spuneți dumneavoastră, în condiții în care au absolvit studii superioare. În cazul de fața unui concurs organizat și cu testarea, azi a fost lucrarea scrisă, da. Nu generalizăm, dar în cazul prezentat de dumneavoastră sau cazurile prezentate în ultimii ani, pentru că spuneți că ați mai organizat asemenea concursuri. Păi chiar v-aș ruga să faceți un material, cred că ar fi interesant o statistică pe care să o prezentați dumneavoastră, presa, nu noi, și să vedeți că vom trage o concluzie. Este doar o lozincă faptul că suntem în căutarea unui loc de muncă în administrație și că cineva ne oprește să ajungem acolo. Rezultatele vor fi spectaculoase. Mai mult de 5, 6, 7 examene organizate, unul pe loc, iar toată lumea spune că știm noi că respectivul s-a dus acolo, că a avut susținere și nu a luat examenul. Adică despre asta vorbim. Da, interesant de prezentat și râmnicienilor, tinerilor dornici să-și găsească un loc de muncă aici, la ei acasă. Domnule primar, într-adevăr a fost aglomerație mare la serviciul de taxe și impozite? Și unii dintre râmnicenii plecați peste granițe vor solicita sau vor să existe această posibilitate de a plăti online taxele? Întotdeauna, în luna august, urmarea fluxului de râmniceni care se întorc acasă, sunt într-adevăr mai multe persoane la ghișeu care plătesc, dar n-aș spune că sunt cozi atât de mari încât lucrul acesta să creeze o mare problemă pentru cineva. Suntem în discuții, vom implementa fără doială și această variantă a plății online, doar că nu mă aștept să fie creșteri spectaculoase a celor care plătesc, pentru că s-a dovedit că și în sistemul cu POS-ul nu au fost creșteri substanțiale. Dar este o tendință ca peste tot, în toate administrațiile locale, să există acest gen de plată și o să-l trecem și noi. Domnule primar, mă uitam dimineață pe câteva dintre întrebările, aspectele ridicate de râmniceni. Unii vor străzi asfaltate, alții spun să încetăm cu paranghelile și să ne îndreptăm atenția asupra unităților de învățământ din Râmnicu Sărat. Sunt foarte multe școli care necesită o reabilitare urgentă. Care sunt condițiile la debutul anului școlar? Și am avut așa multe petreceri la Râmnicu Sărat și banii alocați, o sumă colosală alocată acestor evenimente? Nu, deci nici de cum. Vreau să știți că, deși anul ăsta a venit Smiley, evenimentul nu a depășit bugetul pe care în fiecare an îl acordăm acestor evenimente. Pe parcursul emisiunii de astăzi și în general când vin la dumneavoastră, repet destule lucruri așa încât n-aș vrea să devin plictisitor pentru râmniceni. Totuși, n-am încotro și vă spun, oameni buni, în viața unei comunități trebuie să existe loc pentru orice. Orice din lucrurile pe care acceptăm că avem nevoie. Adică, avem nevoie fără îndoială de străzi asfaltate, dar nu doar de străzi asfaltate. Avem nevoie de educație, dar nu doar de educație. Avem nevoie ca în spital să avem condiții bune pentru pacienți. Condiții ca ai noștri copii să se dezvolte armonios, să facă sport. Bibliotecă.
piață și așa mai departe. Avem nevoie de toate lucrurile acestea cu o filie mai mare sau mai mică pentru fiecare domeniu. Nu putem să ducem toți banii, toate resursele. Ca să nu vă mai spun că n-am discutat pe parcursul acestei emisiuni, dar trebuie să spun. Astăzi facem lucruri pe care nu le-am dorit să le facem, pentru că sunt costisitoare din punct de vedere financiar și ne ocupă mult timp, dar cineva trebuie să le facă. Noi, ca oameni responsabili, trebuie să le facem. Probleme legate de mediu. Deci vom închide foarte curând, după un an și ceva de eforturi, groapa de la Fermit. Anul viitor va trebui să închidem depozitul de deșeuri municipale. Azi am avut o întâlnire cu unul din poluator, pot să spun, pentru că el practic are în sarcină închiderea batalului cu produse petroliere care a aparținut OIR regulii și foarte curând se va pronunța instanța, cu siguranță ne va da imobilul care a aparținut OIR regulii și acolo, fiind vorba de o zonă cu o poluare istorică, va trebui să închidem. Deci patru obiective pentru care suntem deja monitorizați de Comisia Europeană. Unul l-am închis, suntem pe punctul să-l închidem, celelalte trei. Păi o să mă întrebați de ce nu se va vedea anul viitor, până când se vor implementa proiectele, de ce nu se va vedea pe stradă progresul? Pentru că am astupat sau suntem obligați să astupăm niște găuri negre. Dar e vorba de sănătatea noastră, lucruri care nu se văd, dar se simt. Și putem accesa fonduri? În unele cazuri da, în alte cazuri nu. Cu fermitul n-am putut accesa, cu depozitul de deșeuri municipale nu vom putea accesa, e vorba de 1,5 milioane de euro. Fără îndoială sunt lucruri pe care trebuie să ne le asumăm, nu doar eu ca primar, noi ca și Consiliul Local, ci noi ca rămiceni. Sunt termene pe care nu noi ni le-am asumat, dar suntem obligați să le respectăm. Adică pare că toate lucrurile s-au comprimat acum. Acum avem mai mare nevoie de străzi, dar acum avem mai mare nevoie și de a rezolva problemele de mediu, pentru că sunt legate de sănătatea noastră. Și atunci, e rău pe rămiceni să dea dovadă de înțelegere și să aibă răbdare. Deci mai responsabil decât acum, o administrație nu s-a preocupat de problemele orașului. Sigur că puteam alege să ne îndreptăm doar spre un domeniu care se vede. Străzile se văd, duce în toți banii pe străzi. Dar este contraproductiv. Rămân toate celelalte lucruri descoperite. Da? Cum spuneam, sănătatea orașului, educația orașului și așa mai departe. Și acum să-ți fac totuși o paranteză. A se vedea și anul acesta. Din resurse proprii am făcut mai mult asfaltări decât în mod obișnuit făceam. Și până la sfârșitul anului, rămânicenii chiar vor vedea. Adică au fost mai puțin bani, de-aia îndrămuit în așa fel încât am putut să asigurăm toate domeniile. Și aș vrea să încetăm o dată, spunem, nu se vede nimic. Ce înseamnă că nu se vede nimic? Că nu se vede clar strada probabil pe care locuiește unul dintre cetățenii noștri, nu? În fiecare familie să stau să monitorizez pe cei doi membri ai familiei, să văd dacă se vede ceva, de la o zi la alta sau de la un an la altul nu se vede nimic. Dar sunt răutăcios atunci. Dar munca pe care o desfășoară zilnic, la serviciu, acasă, cu copiii, cu siguranță trebuie prețuită. Au făcut ceva care probabil că peste un an sau peste doi vor aduce lucrurile acelea, vor aduce beneficii familiei respective. Haideți, totuși, vă rog foarte mult să vă dau un singur exemplu. Sigur. Este vorba de un cetățean care aduce în discuție strada Costieni, în continuare cu Sava Roșescu, până la fostul Zimbru. Acolo au fost realizate de-a lungul anilor lucrări de canalizare. Asfaltul se tot pune, dar lucrarea nu dă randament. Trotuarele sunt într-o stare avansată de degradare. Ne oprim aici. Cetățeanul ne mai spune că râmnicenii din acea zonă aruncă gunoaiele pe străzi. De ce nu sunt amendați cei prinși? Probabil nu deci, au fost prinși. Sunt două probleme. Da. N-am să mă refer la gunoi, am vorbit anterior. Am să iau ultima problemă. Și aș face un exercițiu cu dumneavoastră, să-l invităm pe cetățeanul respectiv la dumneavoastră în studio sau la primărie și să-i punem această problemă. Făcând un joc de rol, domnul Ionescu, sau cum îl cheam pe cetățean, aveți de gestionat bugetul municipiului în Busărat și aveți printre multele probleme această problemă. Cum ați rezolvat-o? Are doar două variante. Ca întreg bugetul alocat investițiilor pe un an întreg să face strada Costieni și Sava Roșescu, deci cam ăștia sunt banii pe care îi avem într-un an, ca să putem reabilita integral
două străzi de calibru, pentru că sunt pentru trafic greu pregătite, deci aproape sigur o să ne coste undeva la 1,5 milioane, 2 milioane. Ăștia sunt banii pe care noi avem din resurse proprii. Sau, ca o administrație responsabilă ce ar trebui să fie, să găsească alternative. Ceea ce înseamnă accesarea de fonduri. Ei, asta am făcut. Cele două străzi sunt prinse în programul de mobilitate și vor fi asfaltate din fonduri europene. Deci ce aveam de făcut? Acum, stau și mă întreb, de ce ar trebui să fim criticați pentru ceva ce nu puteam face? Nu puteam face pentru că am gândit responsabil. Dar ceva ce am făcut. Respectiv, proiectul care ne va aduce aceste asfaltări. Suntem într-un an deosebit pentru România. Și de la începutul mandatului meu am făcut apel în dese rânduri, ori de câte ori am avut ocazia, către solidaritate, către unitate. I-am încercat să-i convin pe rămâncieni că a venit momentul să ne înțelegem mai bine, să fim toleranți unii cu alții, să ne acceptăm așa cum suntem, cu bune și rele. În condițiile acestea ar trebui să înțeleagă fiecare rămâncian că eu nu pot gândi altfel decât dumnealor. Fără îndoială, orice problemă privită din punctul de vedere al cetățenului, trebuie să-i dai dreptate. Dumnealor, aveți dreptate. Dar dacă, așa cum spuneam, am face schimb de rol, ori să vadă că nu există alternativă. Și că mai mult decât de dimineață până seară și noapte și tot timpul care avem la dispoziție, nu putem munci. Avem limite. Și când spun avem limite, nu înseamnă doar ca și timp, ci ca și resurse. Deci acestea sunt resursele pe care le avem la dispoziție. Și dacă am avea bugetul unui oraș important din țară, să spun, tot n-am putea peste noapte să realizăm toate lucrurile care avem în oraș. Așa că timpul le va rezolva pe toate și cu răbdare și cu înțelegere, fără îndoială că vom ajunge într-un moment în care Râmnicu va fi un oraș mai dezvoltat de la an. Dar de fiecare dată vor apărea alte probleme. O altă stradă pe care vor apărea lucrări, alte zone, alți cetățeni nemulțumiți, pe bună dreptate. Deci trebuie o doză de înțelegere, de toleranță, spuneți dumneavoastră. Știți că nu tranșează faptul că cetățenii sunt nemulțumiți. Pentru că de acolo vin și informațiile, trebuie să rezolvăm niște probleme. Ci insistența cu care unii dintre ei consideră că nu se face nimic și le creează și celorlalți senzația că este sfârșitul pământului. Sau e prăpăd, orașul ăsta moare. Orașul ăsta nu moare. Și nu moare nu datorită primarului și o consiliu local, nu moare datorită cetățenilor. Uitați-vă în oraș, oriunde veți dori dumneavoastră, se vede investiția zonei private. Chiar dacă mă întrebați, în ultimii ani, cel puțin, nu au fost create niște premize pentru dezvoltarea capitalului autohton. Și cu toate acestea, uitați-vă în oraș. Eu nu pot să fiu decât mulțumit să văd ce case se construiesc, ce sedii se construiesc. Nu pot decât să fiu mulțumit. Dar asta înseamnă deja că am ajuns într-o zonă a progresului pe care nu vrem să-l acceptăm, dar care există. Uitați-vă ce mașini merg pe stradă. Și numărul lor și calitatea lor, dacă e să ne gândim la firme. Ei, n-aș vrea să întreb și pe rămâncieni, că ar veni și dumnealor cu alte răspunsuri și nu vreau să intru în această zonă, cel puțin nu astăzi. Nu putem spune următorul lucru, că e un oraș mort. Putem spune orice, și de gusturi, dar nu putem spune că e un oraș mort. Și încă o dată, el dacă este viu sau într-o măsură mai mare este viu, nu se datorează neapărat administrației locale, ci oamenilor care locuiesc aici. Domnule primar, doar cu două aspecte vă mai rețin ca să le răspundem tot cetățenilor. Pregătiți pentru începerea anului școlar? Avem școli modernizate? Trebuie să le mulțumesc directorilor și cadrului didactice care activează în școli. Și anul acesta școlile sunt pregătite. Întotdeauna are loc de mai bine. Dar un lucru este cert, că nu există condiții, așa cum vedem prin țară, în care copiii noștri să fie puși în pericol în momentul în care intră într-o școală. Poate nu a fost dat uniform cu vară, dar a fost dat uniform cu vară. Poate nu s-a făcut curățenie în așa fel încât să nu vedem niște stropi într-un colț de sală, dar a fost făcută curățenie. Sunt mulțumit, le mulțumesc celor care au contribuit la ducerea în această fază a aspectului școlilor și abia aștept să merg la în prima zi de școală, la începutul anului școlar, să marcăm începutul anului școlar. Pentru mine e un moment emoționant, întotdeauna aștept cu mare bucurie. Aș vrea să păstrăm acea atmosferă de început de an și a doua zi și a treia zi și în fiecare zi a acestui an, fie al școlar sau calendaristic, pentru că fericirea noastră, să știți, că depinde de modul în care știm să trăim anumite momente. Nu de cât asfalt avem pe stradă sau de cât de verde este spațiul din Vă însoțește fața. Emoția dascălului, da? Tot timpul.
Emoția dascălui, emoția omului care văd în jur bucuria unor oameni care se bucură de natură, se bucură de faptul că sunt sănătoși și ei și copiii. Acestea sunt lucrurile care ar trebui să ne motiveze. Întotdeauna vor fi lucruri care trebuie făcute sau nu le vom putea face la nivelul la care vrem să-l facem, dar trăind unii cu alții și într-o comuniune cât mai apropiată de o relație absolută, atunci cu siguranță suntem mai fericiți. Și cum să nu ne bucure rezultatele copiilor noștri? Vedem că avem foarte mulți copii râmniceni care obțin rezultate deosebite la concursurile naționale, la toate olimpiadele la care participă, fie ele școlare sau sportive. Nu pot să fiu decât fericit în momentul în care văd astfel de rezultate, astfel de copii. Până și cei care nu sunt premianți, mă bucur că participă la aceste evenimente. Știți că nici măcar în momentele acelea nu suntem capabili, vor noi ca și adulți, să vedem rezultatele unei comunități, investițiile în an de zile. Aceste rezultate apar pentru că an de zile cineva s-a preocupat de acei copii, că an de zile cineva le-a creat climatul, le-a creat cadrul și se poate șterge cu buretele. În anul următor toate lucrurile pot ajunge în momentul în care am început, adică fără nimic. Din acest motiv pledez, atunci când facem bugetul, atunci când susținem anumite investiții, să ne asigurăm că resursele noastre, atâtea puține câte sunt, ajung pentru toate domeniile. Pentru că mi-ați dat un exemplu de investiție pe viitor care merită făcută și în continuare. Adică, revenim, tema aceasta, asfaltul, ar trebui să o lăsăm pe mai târziu, în seama celor, pe mai târziu însemnând momentele în care vom implementa niște proiecte, în seama celor care și-au asumat la un moment dat conducerea acestui oraș. Primar, viceprimar, consiliul local. Sunt oameni cu suflet, sunt oameni care în fiecare zi se gândesc la orașul acesta. Cu bunele și relele, că nu putem să spunem că facem mai lucruri bune și când nu facem lucruri bune nu înseamnă că le-am premeditat să nu iasă bine. Pur și simplu, sunt situații în care nu ai de ales decât între două rele și alegi răul mai mic. Dar, finalmente, putem spune că mai mult, mai repede și mai bine, mi-e greu să cred că cineva putea face în aceste perioade. Și o singură întrebare legată de străzile foarte aglomerate. Spuneați și dumneavoastră că avem foarte multe mașini și unele dintre ele foarte scumpe pe străzile din Râmnicu Sărat și parcările haotice, fix cu acele mașini. Fie că le parcăm pe trecerea de pietoni, în colțul intersecției, în ușa blocului, pe spațiile verzi. Există soluții, practic, aproape la toate problemele. Am spus-o și iarăși cred că doar moartea nu are soluție. Pentru toate celelalte lucruri trebuie să convenim niște aspecte și să ne lămurim dacă le vrem sau nu le vrem. Vorbeați de o circulație intensă pe străzi. Păi, în urmă cu mulți ani, am efectuat un studiu de trafic și a rezultat că trebuie să facem sensuri unice pe principiu pe Ferdinand și Toamnei. Și am trecut gospodărește la treabă. La început am fost foarte criticați, dar vă imaginați astăzi un trafic în Râmnic pe cele două străzi în ambele sensuri? Nu. Deci, perioada următoare o să facem un studiu de trafic. Cu siguranță vor rezulta alte sensuri unice pe care trebuie să le facem și în momentul acela o să întrebăm pe lucieni. Vreți un trafic descongestionat? Sau vreți să circulăm ca acum? Cred că mulți vor pleda pentru instituirea străzilor cu sens unic. În regulă. Dar atunci am să-i rog să fie cei care doresc lucrul acesta susținătorii noștri. Pentru că noi avem obiceiul în momentul în care ne-am rezolvat problema să ieșim atât de elegant din peisaj și să lăsăm pe alții să spargă capul. Nu că nu am fi pregătit să facem față valului de critici. Dar problema e că este nemeritat și mai mult decât atât este neproductiv. Cui folosește că ne certăm pe niște aspecte pe care nu putem să le facem altcumva, decât v-am explicat cum. Legat de parcări, ar fi foarte simplu. Știți cum se rezolvă problema în Occident? Că ne uităm la Occident și luăm lumina de acolo. Prezint o situație. Dacă parcarea de rezidență ai fi obligat să o plătești în cazul în care e mașină și ar fi undeva la 10 milioane, cam ce ai face? Care credeți că este prima reacție a celui care este nevoie să plătească
o parcare atât de scumpă. Să-și vândă mașina și să uzeze de transport urban de călători, care între noi fie vorba, s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, dar este departe de a acoperi. Acum așa. Ne faceți să credem că veți ridica taxa pe parcările de domiciliu, nu? Nici de cum, nu, dar discutăm pe o problemă ridicată de dumneavoastră cu situații clare, precise. Nu spunem că ar trebui făcut ceva, ce ar trebui făcut ceva. Spuneți-mi dumneavoastră ce înțelegeți că ar trebui făcut ceva. Sancționarea celor care nu respectă aceste reguli de circulație. Să lăsăm pe cei care își plătesc parcările de domiciliu, care respectă sau respectă vecinii de lângă casă. Să insistăm asupra celor care circulă cu mașinile acelea pe care le menționați dumneavoastră și își lasă de fiecare dată mașina în fața restaurantului, pe trecerea de pietoni. Știți, chiar în vara aceasta s-a reglementat situația într-o zonă centrală, n-am să vă spun unde, ca să nu creadă cineva că am făcut o fixație pe zona aceea, dar s-a reglementat. Au fost făcute câteva sesizări, acolo existau niște indicatoare, poliția a trecut la sancționat celor care nu respectă. Deci există, încă există reguli, slavă Domnului, în ceea ce înseamnă traficul rutier și acolo, când cetățenii greșesc, trebuie să accepte că trebuie să și plătească. Dar nu la cazurile acestea izolate, că cineva parchează unde nu trebuie. Că acelea, fără îndoială, ne deranjează mai mult așa, că constatăm că sunt niște șmecheri care cam fac abstracție de reguli. Dar nu sunt atât de multe în raport cu cei care nu mai au loc unde să parcheze. Deci în zona blocurilor sunt, în zona extindere Costien, în zona Costien, zone unde nu mai ai unde să parchezi. Și atunci îți blochezi vecinul și se enervează și atunci nu se supără pe vecin care a blocat, se supără pe primărie că nu știu ce n-a făcut. De acele parcări vorbesc, pentru că ele astăzi sunt o problemă la noi. Să discutăm. Haideți să discutăm foarte serios cu asociația de proprietari și să vedem ce alternative. Încă o dată, să ieșim din zona care identificarea altor suprafețe de teren, ce să facem? Nu. Să renunțăm la spațiile verzi? Ferească Dumnezeu! Nu, să renunțăm la comoditate și să înțelegem că atunci când nu mai încam mașini într-un loc, soluția nu este să desfințăm spațiile verzi ca să facem loc la toate mașinile, ci soluția este să parchez unde găsesc, la 5 minute de casă, poate, la 10 minute, da? Abia facem un pic de mișcare până acasă și de la casă spre mașină și să parcăm regulamentar. Dar nimeni nu vrea să ia această opțiune și toată lumea se gândește generic, ar trebui făcut ceva. Ar trebui ca primăria să facă ceva. Nicăieri în lume... Știți, vin soluția... cu soluții imediat, cu parcări supraterane, subterane, etajate, da, supraetajate. Poate fi o soluție, dar nu pentru lungul sărat. Nu o să ne putem permite curând să facem acest gen de parcări. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule primar. Vreau să le promite zărmicenilor că veți mai veni la Presa Liberă Trecere și împreună cu dumneavoastră să le oferim răspunsuri la problemele pe care dumnealor le ridică. Încheiem emisiunea cu un mesaj pentru elevi și pentru cadrele didactice. Da, dar înainte de mesaj, dați-mi voie să spun că vin oricând veți dori dumneavoastră. Vin cu mare plăcere, pentru că este o ocazie de a discuta cu râmnicenii. Nu ne deranjează să discutăm despre lucruri pentru care nu am găsit soluții sau lucruri pe care nu le-am făcut foarte bine, așa cum consideră râmnicenii, doar că ar trebui să renunțăm la zona aceasta, să acuzăm pe cineva pe nedrept și pe ceva ce noi nu putem prezenta alternative. Adică chestia asta n-ați făcut, dar nici nu există soluție pentru acel lucru, ar trebui genul acesta discuții să nu mai purtăm. Chiar dimineață îi spuneam unui cetățean că ar trebui, bineînțeles, administrația să vină cu soluții, dar și noi, cetățenii, să ne prezentăm propriile soluții, nu? Dar și noi suntem cetățeni. Noi, să știți că în Consiliul Local sau eu, ca primar, eu vin cu probleme și rezolvări cetățenești, sigur, uzând de niște prerogative, niște pârghii pe care un primar, o administrație locală are la îndemână. Dar lucruri concrete, nu abstracte. Adică ne trezim acum că filozofăm și spunem că ar trebui făcut ceva, dar cum spuneam, nu avem nimic concret. Legat de începutul acesta de an școlar, le urez râmnicenilor, că sunt părinți, că sunt copii, că sunt dascăli, să aibă parte de un an plin de realizări, dar care să fie marcat de liniște și de sănătate. Înainte de orice avem nevoie de pace și de liniște socială, pentru că nu putem altfel să ne dezvoltăm și să ne creștem copiii într-un climat care să-i ajute. Știți, uneori scăpăm din vedere acest aspect și ne dorim de fiecare dată lucrurile materiale pe care le vedem. Și ne dăm seama că toate, dacă nu avem un climat social sănătos, nu au valoare. Așa încât eu aceste lucruri mi le doresc mai mult decât orice și sper să avem parte, noi, râmnicenii și românii, în anul centenarului, de un final de an liniștit, dacă n-a fost să fie pe întregul parcurs al anului.
Vă mulțumesc mult, să dea Dumnezeu să fie așa cum ați spus și dumneavoastră. Îi mulțumim domnului primar Sorin Cârjan și dumneavoastră, bineînțeles, numai bine. La revedere! Presa liberă trecere.